Într-o parte de seară, primăvară, în alta iarnă, o ploaie torențială însoțită de grindină și descărcări electrice a pus stăpânire peste Târgoviște. Meteorologii spun că acest lucru este posibil din cauza temperaturilor anormale din aceste zile. Imaginile au fost surprinse în Târgoviște. Un astfel de fenomen nu a mai fost întâlnit până acum în luna ianuarie. Cerul s-a întunecat brusc și a început o ploaie de vară. Nu au lipsit nici grindina și nici descărcările electrice. Meteorologii spun că astfel de fenomene sunt normale, ținând cont de temperaturile ridicate din ultimele zile. Au fost foarte multe fenomene specifice sezonului cald și asta pentru că, într-adevăr, temperaturile au fost foarte ridicate, cu mult mai ridicate față de normele perioadei. Au fost manifestări specifice sezonului cald, specifice verii, cu dezvoltări noroase convective, averse, ce au avut și caracter torențial. În altă parte a țării avem temperaturi de primăvară. A fost înregistrat și un nou record, cea mai mare temperatură a lunii ianuarie din istoria măsurătorilor în România. A fost și înregistrat și recordul absolut al lunii ianuarie, și anume 22,5 grade la Turnu Măgurele față de 22,2 grade în anul 2001 pe 7 ianuarie. Au fost călduri. Când? Vă mai aduceți aminte? Mi-aduc aminte, da, prin anii 70-72. Dar am avut și ierni. Cred că da, dar nu mai țin minte foarte de mult. Atunci s-a compus și un cântec, e primăvară în ianuarie. Pur și simplu mi-e dor să văd că ninge. Asta chiar nu ne explicăm. Cred că s-a schimbat atmosfera ceva. Că în alte țări era așa ca la noi și la noi era iarnă. Pentru noi e minunat. Și la buzunar și la toate. Dar totuși nu e o vreme bună pentru sănătate, cred eu. Fenomenele specifice mai degrabă verii vor continua, dar în zilele următoare temperaturile vor fi în scădere și va ploua mult.